În perioada 22-31 ianuarie, specialiștii inspectoratelor județene pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța, alături de pompieri, au fost inspectori de prevenire și personal din subunitățile de intervenție, reprezentanții inspectoratelor de poliție și de jandarmi, constituiți în echipe mixte, au derulat controle inopinate și verificări la obiectivele în care se desfășoară activități cu afluență de persoane. Au fost executate 30 de controle la operatorii economici din categoria cluburi și discoteci, unde au fost aplicate 180 de sancțiuni contravenționale, 132 de avertizmente și 48 de amenzi în cuantum de 67.000 de lei. Principalele aspecte urmărite în teren de către inspectorii de prevenire au vizat exploatarea instalațiilor electrice, funcționarea iluminatului pentru marcarea căilor de evacuare, funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, obstrucționarea căilor de evacuare, instructajul angajaților, obținerea autorizației de securitate la incendiu și existența planurilor de evacuare în caz de incendiu. În aceeași perioadă, pompierii constanțeni au efectuat controle la obiective de alimentație publică cu afluență mare de persoane. Pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legislative în domeniul incidenței situațiilor de urgență, în perioada 21-30 ianuarie anul curent, Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea județului Constanța a derulat o serie de acțiuni inopinate de verificare la obiective de alimentație publică cu afluență mare de persoană. Astfel, în această perioadă s-au executat controle la 30 operatori economici, unde au fost constatate 190 de deficiențe, dintre care 7 au fost înlăturate pe timpul verificărilor. În urma acțiunilor de control preventive, au fost aplicate 180 sancțiuni contravenționale, din care 132 avertizmente și 48 de amenzi, în cuantum de 67.000 de lei. Aceste deficiențe constatate nu s-au încadrat în prevederile hotărârii de guvern 915 din 2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării constructiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu. Concomitent cu activitățile de control asupra respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunităților operative de intervenție au efectuat misiuni de recunoaștere la operatorii economici aflați în zona de competență pentru a stabili modul de intervenție în cazul izbucnirii unui eventual incendiu. Având în vedere faptul că perioadele de weekend se caracterizează printr-un aflux mare de persoane care aleg să-și treacă timpul liber în astfel de locații. Recomandările pompierilor către administratorii și proprietarii acestor categorii de obiective recomandă respectarea numărului maxim de utilizatori prevăzut de legislația în vigoare. Pentru aceste categorii de construcții, solicitarea sprijinului pentru acordarea asistenței tehnice de specialitate în vederea întocmirii documentației necesare obținerii autorizării de securizare la incendiu.